Da, și la România, că homosexualitatea încă e tratată ca pe un subiect așa puțin tabu. Gay înseamnă și oameni normali care merg la lucru, care plătesc taxe, care ies la un restaurant după lucru și se simt bine și sunt o familie până la urmă și nu peste tot e văzut așa ceva. Mentalitatea e la fel de înghețată ca lacul ăsta.